Domn doctor, la mine 13 operații săptămâna asta. Bine, mă, anestezie, Marie, bine. Este problemă. Alo, cu mătru! Sunteți ultimul? Da. Să fiu după dumneavoastră, bine? Da, bine. Mă scuzați, dumneavoastră sunteți ultimul? Da, sunt după băiatul. Eu n-am băiat în roșu aici. Deci, domnul Roman, eu am obturat canalul, am pus o plombiță provizorie, peste 4 zile vă aștept la mine iarăși, ok? Dar când spați de băut? Peste 2 ore puteți mânca, nicio problemă. Nu, eu concret întreb când spați de băut, ca în sară o pumătrie. Să tragem o veție. Ce gras cât s-au tison, asta am de tăiat în mâini dimineața aici. Dacă o crapat că auzită tot viața. Domn doctor, eu încă n-am adormit. Pune-o anestezie, Marie, de acolo. Фамилия? Извините, а можно по-русски? Фамилия! Стоп, 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 стоп. Я знаю, что ты не дал subscribe и не апасал клопоцел. Мы не апасаем play, пыль, и ты не апеш subscribe. Мы тим побеем, да? Когда я позад, ай, привет. Я сам спус, ну! Я вам здесь к номер треба! Я вам здесь к номер треба! Замуж хочу! Евгений Николаевич, как у меня скрис? Am înghițat, Ieșca ne-a dat niște bunghi acolo, femeie și ei de la optec ne-a dat. Vineri am fost la Chișinău, m-a băgat în cuptior și că ne-a dat să nimă cu ăsta, dacă mă tare înghiț. Trebuie niște analize, adică dar m-am încuiet o lecuțic și ce mai trebuie să... A, văd aici mai scurt, Maira, nu-i mărit la matale, da? Este o leacă de jgaraie cu matale de cei, da? Îți fac o napravlenie la doctorul de familie, bun? Aha. Tot bun. Deci ați văzut scris o îndreptare la cardiolog să-i controlăm și inimioara dumneavoastră? La cardiolog nu trebuie, eu la privat am fost. A, ați fost de? Galea! Anulare! Dumitru, tu ai să dorm că eu încep anestezie, bine? Domn doctor, la mine 13 operații săptămâna asta. Min narcoză, dar nu vom. Bună ziua, la mine soția este sarcinată, dacă pot să o programez la ginecolog. Peste 5 luni. E peste lună naște. Tamași copilul ăsta trebuie control. Hai numai reținez că s-a ocupat. A, n-am все равно, a, n-am все равно. V-am spus că nu mai e narcoz. Valea, mai dă 100 de ketamin. Tu pe ce n-ai băut nicăieri? Și deodată ieri. Azi am băut. Și om normal vine treaz la operație. Vladislav Ciobanu cu hemoroiză este? Noi? Nu stați în picioare, așezați-vă, rog frumos. Este sau noi? Așezați-vă, vă rog frumos. Nu vă faceți probleme. Hai, următor atunci. Și văd în analiză trihomoniază, gonorei, un buchet întreg. Domnul doctor, știți, eu sunt o persoană publică, dacă spate cumva între noi să rămâne. A, sigur, sigur, e strict confidențial. Mersi, mersi frumos. Domnul cu gonorie, ați uitat geanta. Stați jos, că avem încă doi pacienți acolo. Lăsați că eu stau. Așezați-vă. Nu vă... Mai pe scurt, în policlinic este un om de la anticorupție. El e îmbrăcat în scurtă neagră și cu culoc alb, toată lupt fier. Hai, mulțumesc, Manioc! Hai! Muzica.
Georgian, apropie-te, te rog. Da, Sașca, și Ia-mi zis. Ну, прямо от вода шо. Я же требую шефцельский лан. Шеф, я вот. Че я стою? Иван Зас? Нужен сон пи директор. Есть вера проблема? Проблема? Есть проблема. Я ма сатурать по чё дзисто, я мажеску экран инкис. Ты это зо, к степлеру ли факу зи. Кум крез, я смакряда сау ну? Я ост в полице. Эй, тащ ту дин гуры. La privat am înțeles, dai 4.000 de lei, ți iau toate analizele și te controlează din cap până în ceară. Ei da, eu am fost la un spital 2.000 de lei, dar toate analizele fără rândchea. Da? De unde voi să luat așa prețuri? La mine la spital dai 1.000 de lei și poți nu vii deloc. Da, analizele. Bunișule. Rezonanță magnetică. Avem și asta. Tădii stăcări. Barocameră. Avem și asta. Da, tădii stăcări, că te bagi tot și îți dă deodată rezultate. Că faci. Tădii stăvieți? Da, psihiatrul la etajul 5 consultă. Tare bun, doctor. Sănătate. Mulțumesc. Ține să iei medicamentele astea, bine? Da, mersi. Ele astea mă ajute? Sigur că astea ajute, numai că uite, să le iei de la farmacie de lângă bloc, că numai să acolo generice, bun? Poți să-mi față la director să nu mă faci de rușine? Nu, dar Sergei Stepanu, ce să-i scriu dacă n-are niecare? Scrie semne indirecte de pe lonifrit și, nu știu, coledoc deformat și trimite la mine la rezonanță să mă clarifici. Asta șeful de secție a fost. Tare bun, doctor, da. Tu prima dată faci colonoscopie? Da. E că uite la tine, e că aici problema este un polip. Unde? Uite aici la monitor. Unde? La televizor. Alo, cu mătru, mi-n marat la televizor. Да наш канал попал на ТВ. Звезда. 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 M-au telefonat rudele mele și am venit în mod emergent de la Italia. Mi-a spus că mama mea stă aici la voi în terapie intensivă. Cum ea se simte? Cum, familia? Petrescu. Din păcate a murit, doamna. Cum a murit? Dacă asta pe cine a scris-o? Și zici că vin la corporativ, da? Sigur că am fost la Teraspărschi și am găsit o rochetă de 500 de lei, așa simpaticuță, roșie, cu decolteu. Trebuie să pun 1 euro să trimată niște bani. Măcar 100 de euro să trimată? E 100 de euro, chiar 300! 300? Trebuie și pantofi și masa de anul nou trebuie să o aranjez. Eu mai scurt am văzut tot o rochetă frumoasă, așa albastru și cu decolte, știi? Da. Și pantofi de ăștia negri, asneu, cu strălui, știi? Frumușei de ăștia, iau, care strălușesc. Dar răspunde odată, că vezi că asta nu-i pașe. Alo, registratura. N-am văzut. Și mai scurt îți spun, de ăștia pantofi negri cu toca și subțirel, știi? Merg așa, tic, tic, tic.